Acțiunea desfășurată în sistem integrat duminică de polițiștii giurgiuveni a vizat în principal drumul național 5 între Giurgiu și Adunații Copăceni. Radare în cascadă au fost amplasate și pe drumul național 6 București-Alexandria, între localitățile Mihăileș și Naipu. Totodată se acționează pe DN6 București-Alexandria. Pe aceste două rute vor acționa 6 aparate radar în cascadă. De asemenea, nu sunt neglijate drumurile din nordul județului, unde sunt folosite aparate radar. Se urmărește și depistarea conducătorilor auto care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. Agenții de circulație au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale, dintre care 125 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză. 10 dintre sancțiunile aplicate au fost pentru lipsa centurii de siguranță, iar restul pentru alte abateri. A fost oprit cât ați depășit viteza legală, a fost înregistrat de aparat cu radar cu 76 de km la oră în localitate. Totodată constat că nici centura de siguranță nu vă plătați nici dumneavoastră și nici pasagerul din dreapta. Aveți? Okay, rămâneți la mașină, o să vă întâlnim proces verbal și venim noi la dumneavoastră, da? Pentru depășirea limitei de viteză și pentru neputința centrului de siguranță. Chiar dacă au depășit viteza cu doar 3 sau 5 km pe oră, oamenii legii nu au stat la discuție și s-au conformat legislației, deși acest lucru a creat nemulțumiri în rândul mai multor șoferi. Viteză mare? 63. Veneam pe pantă și am lăsat o scoasă din viteză. De la 59 a luat-o 3 km, 4 în plus. M-a oprit că am depășit viteza. Ce sancțiune v-a dat? 4 puncte și 170. Deși au fost aplicate foarte multe sancțiuni, doar 5 conducători auto au depășit limita legală de viteză cu peste 41 de km pe oră. Nu s-au înregistrat cazuri de depășire a vitezei care să atragă măsura complementară de suspendare a permisului de conducere.